Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Tinerii giurgiuveni nu sunt prea interesați să se angajeze. Aproape 70 de mașini de epocă poposesc sâmbătă la Giurgiu în cadrul unei noi ediții a memorialului Giurgiu 1904. Dezbatere publică pe tema aducțiunii de gaze. Crapul rotarian la ediția a 5-a. 5 volume noi lansate la salonul de toamnă al cărții. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu a venit din nou în sprijinul tinerilor absolvenți. Instituția a organizat astăzi bursa locurilor de muncă, acolo unde tinerii interesați au venit într-un număr destul de mare, unde au putut afla mai multe detalii despre piața muncii, dar au avut ocazia să-și găsească și un loc de muncă. Angajatori din toate domeniile și tineri doritori de muncă. Așa putem descrie bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată vineri 25 septembrie de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. Chiar dacă ora stabilită pentru începerea evenimentului a fost una cam matinală, tinerii au venit într-un număr destul de mare. La acțiunea de astăzi sunt prezenți aproximativ 40 de agenți economici care oferă peste 300 de locuri de muncă vacante în municipiul Giurgiu, iar în orașul Bolintin Vale sunt oferite aproximativ 50 de locuri de muncă vacante. Locurile de muncă sunt în diverse domenii, spre exemplu confecții, construcții, servicii și sunt atât pentru persoanele cu studii medii cât și pentru persoanele cu studii superioare. Unii și-au găsit, alții au mai căutat, în speranța că până la urmă se vor angaja. Ți-ai găsit vreun loc de muncă? Păi am depus CV-uri, dar acum aștept. Și în ce domeniu? Secretar. Ți-ar place să profesezi mult timp, să zic așa, în meseria asta? Da. Deocamdată nu mi-am găsit. Și ce te-ar interesa? Ce găsești, ce este convenabil? Ce... Nimic în mod deosebit. Nu. Prezent la acest eveniment a fost și primarul municipiului, Nicolae Barbu. Observ că sunt atât la nivelul de ofertă a forței de muncă destul de bine reprezentate firmele din Giurgiu și am văzut foarte multe firme cu diverse domenii de activitate care își doresc să angajeze tineri și în al doilea rând Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă se adresează tinerilor și cererea este pe măsură. Am văzut foarte mulți tineri în curtea acestei clădiri așteptând să intre ca să vadă oferta forței de muncă. Este un lucru benefic. Să aibă răbdare și să plece de undeva, să-și dorească să lucreze în primul rând și să plece de undeva, indiferent dacă acel post poate nu este pe măsura așteptărilor lor, dar pleacă de undeva, învață să muncească, să pregătește într-un anumit domeniu și până la urmă are o utilitate, nu stă acasă, are un salariu, că e cel mai mic salariu, că e salariul minim pe economie, dar are un venit mulțumitor pentru el. Ultimele date oficiale ale AJOFM arată că la nivelul județului Giurgiu erau înregistrați 1142 de absolvenți ai unor instituții de învățământ, promoția 2015. Problemele semnalate de cetățeni, dar și dorința de a face publică procedura de lucru, intențiile municipalității și calendarul de acțiune al Virom, l-au determinat pe primarul Nicolae Barbu să inițieze o dezbatere publică pe tema aducțiunii de gaze și a branșamentelor la populație. Evenimentul a avut loc joi la Ateneu și s-a bucurat de o prezență largă. A reunit toți factorii responsabili în problema aducțiunii de gaze și a branșamentelor la populație. Ba mai mult, au fost invitați și reprezentanții firmelor de utilități din oraș pentru a putea răspunde tuturor solicitărilor, problemelor și întrebărilor venite din partea cetățenilor. Primarul Nicolae Barbu a fost ieri moderatorul unei dezbateri publice pe tema aducțiunii de gaze, găzduite de Ateneul Giurgiuvean. Să vedem care sunt problemele, să vedem unde apar sincope în rezolvarea acestor probleme și să rezolvăm problema aducțiunii de gaze și a gazelor de branșamente într-un mod corect și echitabil pentru fiecare persoană care dorește să facă acest lucru. Așa cum era de așteptat, cheia se află în curtea Viromului, firma fiind foarte bine reprezentată la întâlnire. Conducerea a vorbit despre procedura de lucru, termenele contractuale și strategia pe următorii ani. Până în 2017, firma este obligată să realizeze 107 km de rețea în Giurgiu. Până la sfârșitul anului ăsta vom avea realizat 90 de kilometri, adică în jur de 85% din obligațiile noastre din contractul de concesiune vom avea respectat. Planul pentru 2016 prevede 10 kilometri și 2017 7 kilometri, așa o să respectăm ad literam obligațiile din contractul de concesiune,
Bineînțeles, noi nu o să ne oprim atunci. După 2017-2018 o să continuăm extinderile de rețea în funcție de eficiența lor. Estimăm să fie în jur de 1 până la 3 km pe an. Pentru informarea cetățenilor, edilul șef a prezentat ieri și planul de asfaltare pentru perioada următoare în municipiul Giurgiu, din surse proprii sau fonduri europene, și le-a explicat oamenilor și reprezentanților Virom cât de important este să încheie lucrările cu gaze pe acele zone. Lucrările pe termen mediu se referă la lucrările pentru care municipalitatea are proiecte de investiții de anvergură finanțate prin fonduri europene. Și mă refer la lucrările în zona Ramadana. Toate străzile care sunt, cei 34 de kilometri de străzi de pământ și piatră din zona Ramadan, mă refer aici zona cuprinsă între șoseaua Sloboziei, șoseaua Alexandrei, șoseaua Ghizarului, șoseaua Bălănoiei, Obor, până la Negru Vodă. Deci toată această zonă care, în care infrastructura este de piatră și pământ, am transmis în timp, deci de mult înainte, cu un an și ceva, spunându-le celor de la Virom să ia în considerare, chiar 2 ani, spunându-le celor de la Virom să ia în considerare, să racordeze cu prioritate și să facă lucrările cu prioritate în această zonă, pentru că în perioada 2015-2016 credeam noi că vom depune dosarul în 2014 și poate în 2015 începem să atragem fondurile europene. Vom depune dosarele în toamna aceasta, să sperăm că nu se mai întârzie nimic la MDRAPE și, drept urmare, de anul viitor sau din 2017 vom începe efectiv lucrări de investiții. Întâlnirea a continuat apoi sub forma unei dezbateri publice. Cetățenii prezenți aducând în atenție probleme punctuale la care Virom s-a obligat să le comunice un răspuns sau să le rezolve în termenul legal. Participanții au primit din partea organizatorilor mape de prezentare și formulare de înscriere, dezbaterea bucurându-se de un număr destul de mare de participanți. Deși inițial avea înscrisă pe ordinea de zi dezbaterea unui singur punct de hotărâre, ședința Consiliului Județean de vineri a durat mai mult de o oră. Asta pentru că ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 14 puncte. Înainte de a propune suplimentarea punctelor aflate pe ordinea de zi, președintele Vasile Mustăți a explicat consilierilor care a fost inițial principalul motiv al convocării unei ședințe extraordinare. De a aproba o serie de proiecte pentru accesarea fondurilor europene pe Interreg 5A, este vorba de programul transfrontalier România-Bulgaria. După cum bine știți, pe 30 septembrie este ultima dată de depunere a proiectelor și întârzierea nu se datorează neapărat nouă. Proiectele sunt comune cu partenerii din Bulgaria și a trebuit să așteptăm datele de la dânsi. A mai existat însă un motiv, cel puțin la fel de important, pentru care s-a decis convocarea unei ședințe extraordinare. Ni s-a aprobat, am semnat contractul cu Ministerul Finanțelor Publice pentru împrumutul de trezorerie, împrumut care l-am justificat data trecută, necesar pentru derularea fondurilor europene, și trebuie neapărat să facem rectificarea de buget, întrucât avem întârzieri la cererile de rambursare, nu le încasăm la timp. Noi am făcut tot ce depinde de noi, el este acum la minister, așteptăm de acolo și trebuie neapărat să facem plățile către constructori ca să nu sisteze lucrările. În aceste condiții, cu aprobarea consilierilor prezenți, ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 14 puncte, 9 dintre acestea vizând aprobarea unor noi proiecte transfrontaliere. Pentru că nu a existat timpul necesar transmiterii documentelor către consilieri, șefii serviciilor de specialitate din Consiliul Județean au prezentat fiecare proiect în parte, răspunzând și întrebărilor puse de consilieri. Astfel că ședința, care inițial se anunța una fulger, s-a prelungit mai bine de o oră. În final, toate proiectele de hotărâre au fost aprobate. Înregistrarea integrală a acestei ședințe o puteți urmări după jurnalul de știri al serii. După ce sâmbătă trecută la Giurgiu au poposit membrii clubului trabantiștilor, acum a venit rândul celor de la Retro Mobil Club România să organizeze un eveniment menit să marcheze cei 111 ani de la prima cursă automobilistică București-Giurgiu.
ajuns la cea de-a 17-a ediție, tradiționalul rauliu Memorial Giurgiu 1904 începe sâmbătă la ora 10, când participanții vor lua startul din capitală, zona Vitan. Traseul raliului măsoară 120 de kilometri, competiția având 6 probe speciale cu neutralizare la domeniul Graca. Sosirea la Giurgiu, în parcarea din port, este prevăzută la ora 13:30 pentru participanții la categoria Touring și la 14:30 pentru cei de la categoria Regularitate. Lista de start include 68 de automobile istorice fabricate în perioada 1928-1985, astfel că giurgiuvenii pasionați de acest domeniu, care vor merge sâmbătă în port, vor putea admira tot felul de exemplare devenite acum rarități, de la un Willys Knight din 1928 până la Lincoln Continental, Chevrolet Corvette ori Toyota. Nu vor lipsi nici bătrânele Dacia 1300 și nici celebrele pe vremuri Aro. La categoria Regularitate sunt înscrise în concurs 45 de echipaje, în timp ce la Touring vor lua startul alte 23 de echipaje. Se apropie termenul limită de depunere a dosarelor pentru programul Rabla. Elevii cer sancțiuni drastice pentru colectarea fondului școlii, iar angajatorii din Europa oferă peste 1300 de locuri de muncă. Detalii în rubrica Flash. Peste 18.000 de tichete au fost rezervate până în prezent în cadrul programului Rabla din acest an, atât de persoanele fizice cât și de cele juridice, printre beneficiari numărându-se și Avocatul Poporului, Ministerul Educației și Autoritatea Navală Română. Administrația Fondului pentru Mediu, care gestionează programul, anunță încheierea unei noi etape de evaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice și instituțiile publice. Până în prezent, la registratura administrației, au fost depuse 2.043 de dosare de persoanele juridice și instituțiile publice. Au fost analizate 1.243 de dosare, din care 618 au fost acceptate pentru 2.089 de autovehicule. Lista persoanelor juridice și a instituțiilor publice care au fost acceptate în program este publicată pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secțiunea aferentă programului. Firmele, instituțiile și reprezentanții profesiilor liberale interesați să participe la programul Rabla pot depune dosarele de finanțare la sediul AFM până la 30 septembrie. Consiliul Național al Elevilor solicită Parlamentului și Ministerului Educației modificarea legislației în sensul introducerii unor sancțiuni drastice pentru solicitarea și oferirea de sume de bani pentru fondul școlii, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Consiliul Național al Elevilor și Asociația Elevilor din Constanța, cele două organizații consideră că unitățile de învățământ solicită acești bani elevilor pentru a acoperi lipsa finanțării din partea autorităților locale. Consiliul Național al Elevilor susține că acest fapt poate dacă vor fi introduse sancțiuni drastice pentru colectarea fondului școlii. Elevii mai solicită Ministerului Educației, Asociației Municipiilor din România, Asociației Orașelor din România, precum și Asociației Comunelor din România, să facă presiuni pe lângă conducerea unităților administrativ-teritoriale în vederea acordării unei finanțări complementare corespunzătoare unităților de învățământ din raza acestora. Românii care derulează proiecte cu fonduri europene vor primi în avans bani pentru decontarea transportului, achiriei sau pentru diurnă. În plus, cererile de plată și de rambursare vor fi procesate în termen de 20 de zile lucrătoare. Prevederile apar într-o ordonanță de urgență aprobată de guvern. Ministerul Fondurilor Europene spune că proiectul aprobat de guvern va elimina întârzierile de care s-au plâns beneficiarii fondurilor europene prin bugetul 2007-2013. În termen de 3 luni de la utilizarea sumelor, solicitanții trebuie să depună documente justificative. Ordonanța de urgență mai impune procesarea în termen de 20 de zile lucrătoare a cererilor de plată și de rambursare. Documentul prevede inclusiv sancțiuni pentru angajații autorităților de management care nu respectă termenul. Ordonanța a fost elaborată de guvern după consultări cu oamenii de afaceri și cu structurile asociative ce reprezintă comunele, orașele și consiliile județene. Un deținut din România trăiește pe o suprafață mai mică de 3 metri pătrați. Asta reiese din raportul întocmit de Comisia de Abuzuri din Camera Deputaților, după ce aleșii au vizitat 44 de penitenciare. Cea mai grea viață o au deținuții de la penitenciarul Miercurea Ciuc, unde gradul de ocupare este de 180%. În plus, raportul întocmit de Comisia de Abuzuri arată că în închisorile din România mișună gândacii, iar apa este raționalizată. În ultimii 3 ani, deținuții au trimis 260 de memorii la Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaților.
Angajatorii din spațiul economic european oferă prin EURES România 1368 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind disponibile în Spania și Germania, informează ANOFM. Spania oferă 801 locuri de muncă, din care 800 pentru muncitori necalificați în agricultură și un loc pentru un masseur. Pentru Germania sunt disponibile 236 de locuri de muncă, printre care 50 de asistenți medical generaliști, 15 șoferi de tir, 15 comisionari și 15 operatori distribuitori. Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Suedia, Polonia, Norvegia, Belgia și Austria sunt celelalte țări ce oferă joburi în această perioadă. Cei interesați să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele și informații suplimentare cu privire la angajatori, domeniul de activitate, condiții de ocupare a posturilor, condiții de muncă și salarizare, accesând portalul EURES Național www.eures.anofm.ro. Rotary Club Danubius organizează sâmbătă cea de-a 5-a ediție a concursului de pescuit sportiv Crapul Rotarian la Conac, în comuna Putineiu. Numărul de participanți de anul acesta este unul record, 28 de echipe înscriindu-se în competiție. Fiecare echipă va achita o taxă de 2000 de lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționarea de calculatoare și donarea lor către elevii jujuveni cu rezultate deosebite la învățătură. Așa cum obișnuiesc încă din anul 2010, membrii clubului Rotary din Giurgiu vor organiza și anul acesta tradiționalul concurs de pescuit sportiv Crapul Rotarian. Ca și la precedentele ediții, participanții vor achita o taxă de stand în valoare de 200 de lei. Numai că anul acesta banii nu vor mai merge către dotarea unei unități de învățământ din municipiu cu calculatoare de ultimă generație, ci direct către elevii eminenți. Este a 5-a ediție pe care o organizăm. Ea va avea loc în comuna Putineiu, la Conac. Este o baltă pe care am mai pescuit în urmă cu 2 și în urmă cu 3 ani. Anul acesta avem înscrise 28 de echipe. Este un record, cred, de participare la Cupa Rotarii la pescuit. Banii care se strâng în urma acțiunii, de obicei, merg către una din școlile din municipiul Giurgiu, achiziționându-le calculatoare, tehnică, IT în general, dar începând din acest an, Clubul Rotary a hotărât ca laptopurile sau calculatoarele pe care le vom cumpăra să meargă direct către copii, deci vom identifica 3 sau 4 copii cu rezultate bune la învățătură și calculatoarele astea le vor primi chiar ei. Pe lângă actul de binefacere, care va fi rezultatul final al acțiunii, competiția este un bun prilej de socializare și relaxare pentru participanți, membrii ai clubului Rotary sau pescari, mai mult sau mai puțin profesioniști. Fiecare echipă are dreptul să folosească maxim 4 unelte de pescuit, iar cei mai norocoși și cei mai ghinioniși pescari vor fi premiați simbolic cu diplome și cupe. Liberalii giurgiuveni se pregătesc de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură ce va avea loc marți. 500 de membri de la Giurgiu se vor alătura celor 20.000 din țară pentru a forma un lanț uman în jurul Parlamentului în ziua votului. PNL a făcut deja un apel către toți parlamentarii să aleagă între Victor Ponta sau România. Și Partidul Național Liberal din Giurgiu se implică în cel mai important eveniment al acestei sesiuni parlamentare. Moțiunea de cenzură alege între România și Ponta, un premier compromis, demite-l pe Victor Ponta, care va fi dezbătută și votată marți, 29 septembrie. I-a determinat și pe liderii liberali giurgiuveni să facă un apel către toți parlamentarii să susțină actul legislativ pentru retragerea mandatului primului ministru. PNL cere parlamentarilor, tuturor parlamentarilor României, să aleagă între Victor Ponta și România. Moțiunea de cenzură a PNL cere public parlamentarilor din coaliția guvernamentală să aleagă între Ponta și România, pentru că astăzi știți cu toții, Victor Ponta este un lest, este o piatră de moară, nu numai de gâtul PSD, dar și de gâtul României. Mai mult, liberalii cer partenerilor de guvernare ai PSD să respecte interesul național și să acorde votul de neîncredere actualului premier. Care este interesul, în acest caz, a parlamentarilor UNEPR din Giurgiu? Sunt curios să văd cum vor justifica domniile lor dacă vor vota pentru un premier nu... deja inculpat,
dacă vor alege ca România să se afunde în izolare. Peste două săptămâni, toți membrii PSD din țară sunt chemați la urne într-un scrutin în care își vor alege președintele. Subiectul a fost abordat și la Giurgiu într-o recentă conferință de presă de președintele filialei județene a partidului, Nicolae Bădălău. PSD este în această perioadă în plin proces de pregătire a alegerilor ce urmează a desemna noul președinte al partidului. Conform statutului partidului, președintele partidului este ales de toți membrii PSD. În ideea asta se organizează un scrutin național, toți membrii votând pentru președinte. Așadar, toți membrii de partid din țară sunt chemați la urne pentru a-și alege președintele. Scrutinul s-a decis la nivel național să se desfășoare în data de 11 octombrie 2015, între orele 8 și 20, cu ajutorul noastră. O să vă rog să promovați data asta ca să toți membrii noștri să afle că în acea dată trebuie să meargă să voteze în localitățile în care domiciliază președintele Partidului Social Democrat. Până la această dată înțeleg că oficial nu este decât o singură candidatură, dar și aia la nivel de intenție a domnului președinte interimar Liviu Dragnea. Dânsul am văzut o declarație pe media națională în care spune că duminică la Telorman, la dânsul, la organizație, își va anunța candidatură. Pentru că procesul electoral la aceste alegeri interne va fi identic cu cel de la alegerile locale, la nivel național a fost constituită o comisie electorală, la fel ca și la nivelul fiecărui județ și fiecărei localități. Comisia electorală din județul Giurgiu este condusă de Cristian Ștenghel. În fiecare localitate, în fiecare organizație a județului Giurgiu vom avea, inclusiv în municipiul Giurgiu, unde nu știu încă câte secții se vor discuta cu domnul primar Bargu, câte vom înființa, pentru că aici avem în jur de 5.000 și de membri, vom înființa secții de votare unde membrii noștri vor veni și își vor exprima poziția vis-a-vis de viitorul președinte al Partidului Social Democrat. Rezultatele scrutinului din 11 octombrie vor fi validate o săptămână mai târziu, pe 18 octombrie, la Congresul Național al Partidului, acolo unde vor fi aleși și ceilalți membri ai noilor organe de conducere din PSD. Astăzi a avut loc la sediul Bibliotecii Abas Arabescu Salonul de Toamnă al Cărții, prilej cu care au fost lansate alte 3 noi volume din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Evenimentul i-a avut ca invitați și pe scriitorii Dan Claudiu Tănăsescu și Ionel Muscalu, care și-au prezentat publicului ultimele creații. Colecția Biblioteca Giurgiuveană este, începând de vineri, mai bogată cu 3 volume. În cadrul evenimentului de lansare, care a fost numit de conducerea Instituției de Cultură Salonul de Toamnă al Cărții, au fost lansate în total 5 cărți noi, plus ultimul număr al revistei Jurnal de Literatură. La aproape un an de la instalarea sa în funcția de director al bibliotecii, profesorul Dan Mucenic a ținut să mulțumească Consiliului Local și Județean, dar și celorlalți oameni care au acordat sprijine financiare și au susținut cultura giurgiuveană. Am simțit aproape de mine oamenii importanți ai orașului în care eu cred și care s-au arătat a fi deschiși față de demersurile noastre culturale. Suntem un colectiv mic. Un colectiv însă unit prin credința noastră că putem face pentru cultura giurgiuveană multe. Și am făcut câte ceva și o să facem și mai mult. Un volum care adună primele 2 cărți ale scriitorului giurgiuvean Nicolae Crevedia și o carte de schițe umoristice, Bacalaureatului Puiu, ale aceluiași autor, întregesc de vineri colecția Biblioteca Giurgiuveană. În cadrul aceleiași colecții, un alt giurgiuvean, Tudor Rădan, și-a lansat primul din cele 2 volume ale romanului Parfumul Florilor de Crin. Tot în cadrul Salonului de Toamnă al Cărții, giurgiuveanul Ionel Muscalu a prezentat publicului volumul său de poezii, Poeme din luna Îngerului Risipitor, acestuia alăturându-i se cronicarul sportiv Dan Claudiu Tănăsescu, cu o carte de pamflete fotbalistice intitulată Prin fumul petardelor. Despre cartea mea nu mă duc la unde, pentru că ea face parte din cărțile mele de însemnări sportive. E drept că ele sunt puțin mai acide și au în ele și puțină vorbă mai literară,
Deci nu sunt niște semnări ca în Sportul Popular sau în Gazeta Sporturilor, ci fac parte din câteva gânduri trecute puțin prin cuvintele frumoase ale limbii noastre române. Desigur, toamna este abia la început, iar în lunile ce urmează, conducerea Bibliotecii Județene Ia Basarabescu a anunțat că vor fi redactate și alte volume în colecția care aparține. Clubul sportiv de Chembu Ionuț Mitre a mai bifat un succes în competiția care a reprezentat debutul sezonului competițional. Tinerii antrenați de Ionuț Mitre s-au întors de la campionatul României de Chembu cu 11 medalii. 4 medalii de aur, 2 de argint și 5 de bronz. Acestea sunt rezultatele obținute de Clubul Sportiv Ionuț Mitre la Cupa României de Chembu. Chiar dacă unii dintre elevii se au participat pentru prima dată la un concurs, antrenorul Mitre se declară mulțumit de atitudinea acestora. Am avut sportivi care au participat pentru prima oară în concurs, care m-au impresionat prin atitudinea lor și au dat dovadă de curaj și determinare. Am avut sportivi care nu sunt la prima competiție, dar au confirmat ceea ce știam despre ei și au luat locuri fruntașe. Sperăm ca atitudinea lor să fie din ce în ce mai bună și să confirme prin rezultate și prin meciuri câștigate. Tinerii antrenați de Ionuț Mitre au așteptat cu nerăbdare începerea competițiilor. Mă simt foarte bine, m-am acomodat destul de bine deoarece pe durata vacanței am continuat cu antrenamentele. Acum la competiție am reușit să câștig meciurile. Competiția a fost foarte strânsă, cu mulți sportivi de performanță, dar prin urma unor antrenamente foarte intense am reușit să obțin medalia de aur. Pentru sportivii Clubului Sportiv de Chembu Ionuț Mitre urmează alte 2 competiții pentru care se pregătesc și care se vor desfășura în lunile octombrie și noiembrie. În urmă cu 24 de ani avea loc cea de-a 4-a și ultima mineriadă condusă de Miron Cozma, în urma căreia s-a semnat un comunicat Iliescu Cozma. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat la acea vreme aflați din rubrica Memoria Zilei. La 25 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului ajungeau în gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren, aceștia fiind conduși de liderul lor sindical Miron Cozma. Cea de-a 4-a mineriadă a debutat în ziua de 24 septembrie, atunci când minerii de la Vulcan au solicitat trenuri pentru deplasarea la București. Odată refuzați, aceștia au devastat gara, au ocupat acceleratul 244 și au deturnat alte 2 garnituri de tren. În ziua de 25, în gara din Craiova, trenurile cu mineri sunt oprite, aceștia fiind anunțați că Petre Roman, pe atunci premier, este dispus să se ducă la Craiova pentru negocieri, însă minerii au refuzat oferta, iar Petre Roman a aprobat venirea trenurilor cu mineri la București după ce a primit informația că mecanicii de tren și angajații SNCFR erau amenințați cu cuțitele de mineri, existând pericolul ca ei să fie răniți. După ce au ajuns la București, minerii conduși de Miron Cozma s-au îndreptat către Piața Victoriei, unde s-au oprit în fața clădirii guvernului, cerând ca prim-ministrul Petre Roman să iasă să discute cu ei. În aceea zi, minerii au declanșat primul atac cu pietre asupra forțelor de ordine aflate în dispozitivul din fața Palatului Victoria. După o oră, minerii au atacat din nou clădirea guvernului cu sticle incendiare, fapt ce a determinat evacuarea funcționarilor din imobil. În ziua de 26 septembrie, minerii nu s-au lăsat și au atacat din nou clădirea guvernului. Sub presiune evenimentelor au loc negocieri cu ușile închise între reprezentanții minerilor și conducerea țării. Miron Cozma le cere minerilor să plece acasă pentru că le-au fost rezolvate toate revendicările. Cu toate acestea, în după-amiaza acelei zile, minerii pătrund în sala de ședință a adunării deputaților, unde cer demisia lui Ion Iliescu și satisfacerea tuturor revendicărilor pentru care veniseră la București. Această lungă serie de evenimente s-a încheiat la 28 septembrie, atunci când, în urma dialogului pe care președintele de atunci, Ion Iliescu, a consimțit să-l poarte cu o delegație a minerilor condusă de Miron Cozma, se semnează un comunicat Iliescu-Cozma, care a fost și episodul final a ceea ce s-a numit a 4-a mineriadă. Violențele zilelor mineriadei au făcut ca 455 de persoane să ajungă la spital. 50 au avut nevoie de internare, înregistrându-se, din păcate, și 4 morți. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Tinerii giurgiuveni nu sunt prea interesați să se angajeze. Aproape 70 de mașini de epocă poposesc sâmbătă la Giurgiu în cadrul unei noi ediții a Memorialului Giurgiu 1904. Dezbatere publică pe tema aducțiunii de gaze.
Crapul Rotarian la ediția a 5-a. 5 volume noi lansate la Salonul de Toamnă al Cărții. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi. La Muntenia TV urmează înregistrarea integrală a ședinței de Consiliu Județean, ce s-a desfășurat vineri. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. La revedere!